Alianța franceză din Suceava, în colaborare cu Colegiul de Artă Ciprian Porubescu, a organizat duminică 26 septembrie, în cadrul zilelor Teatrului Municipal Matei Vișniec, 6 ani de teatru la Suceava, evenimentul intitulat Eufonii Francofon. În cadrul acestui parteneriat între instituții emblematice pentru spațiul cultural sucevean, profesorii muzicieni ai Colegiului de Artă Ciprian Porubescu, coordonați de către profesoara Elena Istrate, directorul adjunct al colegiului, au propus un recital aniversar constând dintr-un evantai repertoriar insolit, aparținând unor compozitori din epoci diferite cu orientări estetice variate. Aceștia au încântat publicul de la severitatea componistică a lui Bach la exuberanța stilului contemporan al lui Leo Brouwer sau Roland Dienis. Chitara s-a dovedit și în această seară un instrument versatil, puternic și expresiv, cu o capacitate mare de transpunere afectivă. În aceeași măsură, oboiul, flautul, trombonul, adică rigoarea stilului baroc, fantezia neoclasicismului, ineditul contemporan, au rezonat cu rafinantele sonorități impresionante ale duetului de pian. În deschiderea programului, profesorul Ilie Aurelian Zugraf a invitat publicul într-un decor autumnal, interpretând la chitară O zi de noiembrie, compusă de Leo Brouwer. Eufonia rimează cu armonie, bucurie, fantezie și este titlul piesei compuse de Jules de Mersement, pe care profesoara Mihaela Săveanu a interpretat-o la flaut, aflându-l ca profesorul corepetitor pe domnul pe Cristian Lungu. Elevii talentați cu premii importante în palmares, Liviu Rotaru și Ștefan Constantache, îndrumați de profesorul Ilie Aurelian Zugraf, au interpretat invențiunea în re minor de Bach și o piesă emoționantă, Tears in Heaven, de Eric Clapton. Profesoara Crețulă Crămioara a demonstrat acest lucru interpretând solo la oboi Metamorfoza întâi după Ovidiu, de Benjamin Britten. Profesorii Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu, doi pianiști remarcabili, au interpretat magistral la patru mâini un fragment din opera compozitorului impresionist francez Maurice Ravel. Profesoara Istrata Elena a interpretat cu măiestrire și sensibilitatea piesa Sicilien, aparținând compozitorului francez Gabriel Feuvre, avându-l drept co-repertitor pe profesorul Cristian Lungu. Evenimentul a fost dedicat și Zilei Limbilor Europene, celebrat anual la data de 26 septembrie și a presupus un repertoriu european, preponderent francofon. Rămânând în același spațiu lingvistic, profesorul Florin Sumanariu a interpretat la trombon o piesă contemporană a compozitorului și interpretului francez Jodassin, Et si tu n'existe pas.